Thank you.
Jesteți oameni valiniați? Drepți? Pentru onor? Înainte! Bine ați venit la ceremonialul organizat cu prilejul Zilei Drapelului Național al României. Doresc să vă amintesc că traseul drapelului, conform regulamentelor militare, în seara zilei de 25 iunie, drapelul, în cadrul unui ceremonial, a fost coborât și adus la Biserica Sfântul Nicolae, unde a rămas peste noapte. În dimineața acestei zile a avut loc o slujbă de sfințire a drapelului, după care, în grija și prin coordonarea Inspectoratului Județean de Jandar Călăraș, general de brigadă Barbu Pârâianu, detașamentul s-a constituit din zona Orizont, zona Monumentului Eroilor, și a plecat către kilometrul 0, în fața primăriei, locul unde suntem acum. Detașamentul pe care îl aveți în față este constituit din drapelul de luptă al Inspectoratului Județean de Jandar, plutonul Inspectoratului Județean de Jandar, plutonul Inspectoratului Județean pentru situații de urgență, fanfara municipiului Călăraș și fanfara de copii a comunei Ciocănești, drapelul asigurat de primăria municipiului Călăraș, drapelul de dimensiuni mari, care a fost adus de către copii, de către elevii Colegiului Agricol Sandu Aldea. În continuare, adresăm invitația subprefectului județului Călăraș, domnul George Mihăiță Beștea, pentru a transmite mesajul cu ocazia Zilei Drapelului Național. Sărbătorim astăzi Ziua Drapelului Național, ca recunoașterea încărcăturii emoționale pe care acest simbol al identității și unității naționale o are pentru toți românii. Tricolorul ne reprezintă în toate momentele importante ale istoriei și ale succeselor noastre ca națiune. A fost martor al formării poporului român și al faptelor de arme ale înaintașilor noștri, iar astăzi ne însoțește la toate evenimentele importante pe toți cei care simt românește. Tricolorul ne unește și este mândria noastră, alături de celelalte simboluri naționale, stema națională și imnul național. Vă îndemn, dragi români, să cinstim cum se cuvine tot ceea ce ne reprezintă ca națiune și să ne învățăm copiii să prețuiască în aceeași măsură valorile care au fost motorul României moderne. La mulți ani românilor, României și tricolorului! Vă mulțumim pentru mesaj. În continuare, are loc aducerea drapelului național al României, odată cu binecuvântarea, sărutul drapelului și înălțarea pe catar. Detașament drept?
Cred. Adresăm invitația din partea protoierei Călăraș, Părintelui Protopop Ramon Eugen Ilie, pentru a oficia binecuvântarea drapelului național. Binecuvintează și acest drapel, că sfânt e întotdeauna, acum și pururea, și în vecii vecilor. Amin. Sub prefectul județului Călăraș, inspectorul șef al Inspectoratului de Jandarmerie Județean General pentru Gradul 4 Poloianu, inspectorul șef al Inspectoratului Județean pentru Situații de Urgență Banu Zindei, șeful Inspectoratului de Poliție Județean Călăraș, șeful Serviciului Inspectorat Poliției de Frontieră, șeful Direcției de Serviciu de Informații, comandantul Serviciului Teritorial pentru de Telecomunicații Exterioare, Proiectul Unității Județene a Arhivelor, Asociația Națională a Veteranilor de Județean Arhiv Călăraș, Asociația Națională de Culturi de Arhivelor Județean Arhiv Călăraș, de asemenea, vă rugăm, dacă nu am menționat pe cineva, comandanții, șefii de instituții publice locale prezente, alte oficialități, vicepreședinte, consiliul de viceprimar, senatori, deputați și comandantul categoriei Călăraș. Thank you.
m-ați invitat, domnul la asistentă, ceremonialul organizat cu prilejul zilei drapelului s-a încheiat. Vă mulțumim pentru participare și de asemenea mulțumim instituțiilor implicate în organizarea evenimentului. Mulțumim mult!